Cele trei autoturisme circulau pe același sens de mers spre Botoșani. Primul dintre ele, un Volkswagen Golf, a frânat pentru a da prioritate unui pieton. În spatele său a reușit să frâneze la timp și un Opel. A treia mașină din coloană, un Volkswagen Passat, nu a reușit însă să frâneze la timp. S-a izbit în Opel, care, la rândul, a ricoșat în Volkswagenul Golf. În urma impactului, Volkswagenul Passat a ajuns într-un șanț de pe marginea drumului. Veneați din spatele celor două mașini? Da, da, veneam din spate. Și le-au frânat și ați încercat să le evitați? Da. Așa ați ajuns. Ați izbit Opelul întâi? Da. Și după ați ajuns în șanț și în copac? Nu. Din fericire, nimeni nu a fost rănit și au fost înregistrate doar pagube materiale.